Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a încheiat un acord de colaborare și cooperare cu OTE Autorité de Santé din Franța. Cum va ajuta acest acord la îmbunătățirea calității serviciilor medicale din România? Cum va colabora ANMCS cu recent înființatul Consiliu Național al Siguranței Pacientului în țara noastră? Și mai ales, cum va arăta expertul european în managementul calității serviciilor de sănătate în contextul unei noi calificări standardizate în întreaga Uniune Europeană la care se lucrează în prezent? Ne va detalia în cele ce urmează doctorul Vlad Teodor Berbecar, președintele ANMCS. Aș vrea să vorbim în primă fază despre recentul acord pe care l-ați semnat împreună cu OTE, Autorité de Santé. Ce presupune acest acord și ce va însemna pentru ANMCS în mod special? În primul rând, trebuie să mulțumesc colegilor și specialiștilor de la ambele instituții care lucrează la această colaborare de câțiva ani de zile. Este un acord foarte important pentru noi. Autorité de Santé, în alta Autoritate de Sănătate din Franța, este un organism foarte, foarte important, care acest acord bilateral practic ne va ajuta să ne îmbunătățim standardele, să facem schimburi de experiență, schimburi de bune practici și să, în final, să îmbunătățim calitatea serviciilor medicale. Concret, ce are în plus această autoritate franceză de sănătate ce ar putea fi implementat și la noi? Este o instituție cu tradiție la ei veche, înalt recunoscută la nivel internațional, cu foarte multe standarde și foarte multe intervenții în domeniul sanitar, metodologii pe care noi le vom putea accesa. Vom putea face, cum vă spuneam, acest schimb de experiență și vom putea beneficia bilateral de experiența ambelor instituții. Care sunt primii pași pe care îi veți face în acest sens? Vom face o vizită și vom stabili un plan de colaborare în care vom trimite experți pentru câteva luni de zile, pentru a se pune la curent cu toate practicile și standardele implementate de HAS. Apoi vor veni și partenerii francezi să studieze ce se întâmplă în spitalele din România și eventual ce ar putea fi îmbunătățit. Exact. Intenționăm să aducem și experți de lor la noi pentru a studia împreună sistemul nostru medical, standardele noastre și a lucra împreună la ele pentru îmbunătățirea lor. Se vorbește tot mai mult despre crearea unei noi calificări europene în sectorul medical pentru managementul calității serviciilor medicale și a riscurilor asociate acestora. Cât de necesară credeți că ar fi o astfel de calificare și când o vedeți posibilă în România? S-a observat la nivel internațional această nevoie de calificare în domeniul standardelor de sănătate. Asta este și unul din motivele pentru care ANMCS-ul are actualmente un proiect finanțat de Comisia Europeană, un proiect cu parteneri din mai multe țări pentru stabilirea unei curicule comune și crearea acestui așa numit expert în managementul calității serviciilor de sănătate. Curiculă care se dorește a fi o curiculă standardizată la nivelul întregii Uniunii Europene, pentru că, așa cum ați spus dumneavoastră, nevoia este mare și este observată de toate instituțiile europene.
Ce fel de profesioniști vedeți că ar trebui să aibă această calificare? În principiu, profesioniști din domeniul sănătății, bineînțeles, cu pregătire suplimentară, cursuri la care acum lucrăm să le standardizăm, să creăm această curiculă. Cursuri care vor fi uniforme la nivelul Uniunii Europene, asta este marele avantaj pe care îl are acest proiect, că fiind mai mulți parteneri din cadrul Uniunii Europene, vom putea crea această specializare la nivelul întregii Uniuni. Profesioniști din domeniul sănătății, dar nu numai, în managementul calității serviciilor de sănătate, sunt implicați inclusiv profesioniști din domeniul economic, juridic, practic oricine care are cunoștințe de management poate să urmeze și să aibă o contribuție în îmbunătățirea managementului calității serviciilor de sănătate. Când ar putea fi primii cursanți în România calificați? Proiectul se va finaliza anul viitor și în cadrul proiectului sunt stabilite un număr de experți care vor face această formare. Vor fi inclusiv cursuri de calificare pentru formatori, ca mai departe să putem trainui cât mai mulți experți în acest domeniu. Iar cursurile vor dura cât timp? Există deja o estimare în acest sens? Nu pot să vă spun, încă nu s-au stabilit toate detaliile, toată curricula, încă suntem în faza de pregătire și de stabilire a acestor detalii. Există însă un avantaj în momentul în care, să spunem, cineva din România face un astfel de curs, el ar putea practica și în străinătate, nu? Exact asta ne și dorim, fiind un proiect la nivelul întregii Uniunii Europene, dorim ca această calificare să fie preluată și să fie standardizată în întreaga Uniune Europeană și recunoscută la nivelul întregii Uniunii Europene. Iar în viitor vedeți această calificare o condiție absolut necesară pentru un manager, de exemplu, al unui spital din România? N-aș putea să vă spun dacă va fi absolut necesară. Cu siguranță va ajuta. Actualmente există deja cursuri de management sanitar. Rămâne de văzut dacă în viitor aceasta va fi înlocuită de o pregătire mai extensivă și universală. Aș vrea să vorbim puțin despre Consiliul Național al Siguranței Pacientului în România. Știm că a fost recent înființat chiar la inițiativa ANMCS. Cum vedeți colaborarea cu acest Consiliu și mai ales care sunt așteptările pe care le aveți de la Consiliul acesta? ANMCS-ul a fost într-adevăr inițiatorul, însă scopul Consiliului este de a facilita comunicarea între asociațiile de pacienți și experți în domeniul de sănătate, asociațiile profesionale din domeniul sanitar. Desigur că ne dorim să fie o colaborare cât mai bună și sigur că vom rămâne și noi implicați din prisma exterioară. Ne dorim ca prin acest consiliu să se identifice problemele din sănătate, să se îmbunătățească comunicarea și să se găsească soluții pentru, în final, îmbunătățirea serviciilor medicale. Vă așteptați, de exemplu, ca anumite reclamații ale pacienților să vină de la acest consiliu sau anumite recomandări să vi le facă acest consiliu cu privire la implementarea în spitale a unei calități mai bune sau a siguranței pacienților? Bineînțeles că asta ne dorim, să primim probleme, să primim recomandări pentru a le putea soluționa cât mai bine. Și în ce măsură veți ține cont de ele? Cum veți proceda? Metodologia de funcționare este, cum vă spuneam, colaborarea între aceste două părți.
rămâne la latitudinea lor să-și stabilească modul propriu-zis de funcționare, frecvența întâlnirilor, modul de colectare a informațiilor. Ei sunt un organism independent. Însă noi vom ține în permanență legătură și vom primi toate solicitările și recomandările pe care ni le transmit și la care vom fi și noi prezenți, bineînțeles. Cum vedeți în momentul de față siguranța pacienților în spitale? N-am cum să vă răspund într-un cuvânt sau într-o frază. Este un proces dinamic care trebuie îmbunătățit în permanență. Asta este scopul instituției, să creeze standarde de calitate pentru a îmbunătăți managementul și, în final, serviciile de sănătate și, bineînțeles, cu impact asupra siguranței pacientului.